Războinicele Naomi Muscă și Diana Senteș, două dintre țintele preferate ale lui Ciprian Sila, și vin să-și confrunte fostul coleg în direct la Fan Arena. Ne-a dat de înțeles că este și un om foarte agresiv. Un om când te jignește, consider că vine dintr-o frustrare. Răbufnire nervoasă a lui Mirel Drăgan la adresa lui Ionuț Jaguarul. Stai cu din gură! Păi dacă stai cu piciorul afară! Păi stai unde vreau eu! Antrenorul faimosului Amato Zaharia comentează la Fan Arena reacția vehementă și ușor disproporționată a elevului său. Am revenit în direct la Fan Arena și da, discutăm filmul agresivității lui Ciprian Sila și așa cum ni l-a descris Naomi. Da. Într-adevăr am punctat. Vrei tu să spui ceva sau vrei să te întreb eu ca să o luăm cumva organizat? De ce te-a jignit Ciprian? Te-a jignit Ciprian? Da, m-a jignit. Cel puțin de două ori mi-amintesc eu foarte bine. Prima dată a fost când am jucat un mini-game cu el până la 5 sau până la 7, din câte mi-amintesc, unde mie nu mi-eșea deloc finalul și el de fiecare dată când venea de pe traseu, ok, lui s-a întâmplat să puncteze, a fost bravo lui, a fost mult mai bun la final, dar asta nu înseamnă că trebuia să mă înjure și să vorbească răstit la mine. Trebuia să mă înțeleagă pentru că suntem amândoi concurenți și cu toții într-o zi punctăm, într-o zi suntem mai buni, într-o zi avem zile mai bune și mai proaste. Sigur, hai să ne înțelegem. Faptul că un om ridică tonul sau îți vorbește pe, are o atitudine mai răstită sau ostilă față de tine, asta considerăm a fi jignire? Pe scurt, dacă se poate spune, ce ți-a zis după ce ai pierdut? Eu zic că contează foarte mult modul de a te adresa unei persoane. Dar te-a înjurat? Te-a înjurat? Da, dar nu pot să reproduc aici ce am jurat. Evident că nu. Deci dar a fost atât de grav încât chiar nu pot să reproduci. Deci, a zis lucruri... În acel minigame chiar m-am jurat. Și Cipri, dacă ai bunul Ciprian, simț să este adevărat? Ai bunul simț să recunoști bine, dacă nu, eu îmi susțin oricum punctul de vedere. Pentru că nu am de ce să mint și nu am venit aici să dau pe sticlă bine. Am venit să spun verde în față și ai putea să recunoști dacă ai atâta maturitate. Am jucat acel, eu încerc și eu să-mi aduc aminte, am jucat acel meci de best of, unde au avut în seara asta, au avut meciul băieții pentru medalie. Parcă văd că i-ar face o dată 5 minute și am uitat întrebarea. Ce întrebare simplă! Dar ce bine a jucat astăzi pentru medalie. Da. Da, și... Îți aduci aminte să o fi înjurat pe Naomi? M-am răstit la ea. Pentru că trebuia să tragă și ea. Dar n-ai înjurat-o. Plus mie și dacă i-am zis tu, trage și tu și adu un punct sau am zis-o cu carne. Hai mă că știm amândoi ce înseamnă înjurătura, ai înjurat exact, sau nu? Că am zis sau n-am zis cu carne, dar am zis o idee să tragă, pentru că era una dintre zilele ei favorite în care n-avea chef să joace. Pentru că noi la jocurile astea de medalie ne venea rândul pe rând, să zic așa, să mă exprim. Azi ai fost tu, mâine mă duc eu, mâine pui. Și-a fost trimisă Naomi, ceea ce nu i-a plăcut, ca și de mine altfel. Eu nu aveam chef. Ciprian, dar am zis, ok, mă duc. Când nu ai chef, da. Când nu ai chef, nu tragi pe traseu și nu ești înaintea lui Roxana Ivancea. Păi Păi, de ce am fost înainte Roxana Ivancea? Că nu am tras? Păi n-ai tras, că Roxana Ivancea ajungea și tu nici n-am pucat să dai. Ai ajuns de două ori. Ciprian, zis, măcar un punct trage și tu. De fiecare dată am fost înaintea Roxana Ivancea. Eu știu foarte bine meciul ăla, îl țin minte că a fost foarte frumos, tu câștigai toate punctele, exact. Ea le pierdea. Ați jucat împotriva Roxanei Ivancea cu Ferruccio, da. Ferruccio pierdea, Roxana câștiga. Eu zic că unul foarte frumos. Dar, din ce mi-aduc eu aminte, ea a ajuns de foarte multe ori. Dacă nu odată sau imediat după Roxana, chiar în fața Roxanei. Ok, deci odată sau de două ori, aia am zis și eu. Odată sau de două ori a ajuns. Tu ai spus că nu a ajuns să dea. Da, păi exact. În rest n-a ajuns să dea, că Roxana dădea și, Roxana dădea foarte bine. Da, a fost dar foarte bună. Ea... Păi și e meritul Roxanei că dădea foarte bine? Asta zic, sau e vina lui Naomi că dădea de, Roxana de două ori ai zis, din șapte meciuri, din șase meciuri, că s-a jucat, din alea șase meciuri, au ajuns doar de două ori. Dacă era echilibrat, bă, hai să trag, sau să ajung să dăm cel puțin de atâtea ori. Cipri, există materialul unde, ok, mi-amintesc foarte bine că prima rundă care am avut-o cu ea am fost
la același nivel. Da, prima. Și dar din a doua rundă am fost tot timpul, da, în fața ideea ei. Era următoarea. Și chiar ei au specificat, toată echipa a specificat faptul că, bă, tot timpul ești în fața ei și niciodată nu reușești la final. Ok, nu mi-a ieșit, a fost și foarte bună Roxana, este destul de îndemânatică. Nu, dar asta nu înseamnă că... Dacă trebuie să tragi mai mult de tine, că asta, de asta m-am dus acolo. Când zici că nu tragi, înseamnă că ești undeva în spate, nici de cum niciodată în față. Eu așa văd lucrurile, acum... Alte momente în care el te-a jignit sau te-a înjurat, aveau o legătură cu meciul și cu faptul că ție nu ți-a ieșit? Nu neapărat o înjurătură, dar discuția care am avut-o înainte de eliminarea mea, faptul că a precizat că în ultimele 4-5 zile eu am fost obraznică, chiar îl rog că e aici să-mi spună cu ce am fost eu la adresa lui obraznică, cel puțin. Ce fain. Chiar zic. Pentru că mi s-au adus niște acuze care nu mi se par deloc adevărate. Ia zi, Ciprian, cu ce a fost obraznică? Deci, asta la baracă. Asta la baracă? Și te-ai plâns să merge acasă? Ha, 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 vă rog eu, ai luat pe aproape fiecare în parte și l-ai rugat, te rog okay, eu, lasă-mă să plec. Da, există și acel material pe TV. După câteva zile era și Diana și Cătălin, a reușit să câștigăm vila. Corect? A doua zi după ce am câștigat bine, vila, nu ai mai văzut așa chiar o mare tragedie ca să mergi acasă. Și ai început să-i răspunzi la Ana Odvoș, la Iulian, poate chiar și mie. Și ce în moment... înseamnă să-i răspunzi? Păi tu îmi zici că s-o deci vorbeam... la adresa ta, așa ai spus. Ascultă-mă. La adresa mea ai fost și poate și mie și noi vorbeam gen la masă și ziceai tu vezi de treaba ta, că nu știu că noi gen făceam strategie cum să jucăm sau tu iau o fost la joc, tu iau pe nu știu care la joc și am câștigat marele premiu de 5.000 de dolari. Am mers în vacanță și când am venit în vacanță noi am jucat, am avut traseu cu Nămolu. E, ea acolo nu și-a dat interesul, măcar să ne aplaude. Chiar n-a vrut să joace. Deci pe tine te-a deranjat că ea voia sau nu să rămână în extatlon în funcție de unde dormea. Da. Și era, dintr-o dată s-a schimbat strategia și viziunea. Deci au venit alea 18 la zile la noi și au făcut ca toți, dai, vă rog, eu vă rog, vă rog, vă rog. Bun, am înțeles-o. După două zile când am câștigat casa și o mâncăm altceva și dormim altfel și ne spălăm pe păr și toată lumea era ok, au început, dacă zice unul, auzi, tu vezi de treaba ta, Naomi, hai, te rog frumos să noți. Au zis, mă, voi vedeți-vă că nu zici tu mie când să învățăm. Ok, scuză-mă că ți-am zis. Bun, trecem peste asta. A venit meciul de eliminare când a venit de la Santo Domingo și noi am tras acolo pe Coco, am băgat-o de 4 ori în joc, am avut handicap, că ea nu vrea să joace. Și a știa deja să noate, că ea zicea deja că știe să noate. A pierdut ea, Coco. Da, de-a căzut de la distanță. Mm-hmm. Nici măcar nu a aplaudat sau, hai, te rog eu, trage, hai, că doar suntem la eliminare. S-a terminat. Așa e, este adevărat? Nu, s-a nu terminat jocul, lasă-mă să termin fraza. S-a terminat jocul, am mers acasă și s-a zis, producția, nu discutați la masă eliminarea, că noi ne strângeam iarăși toți și povesteam despre chestia asta. Bă, ce părere aveai? Pentru că se făcea ca un fel de biserică și se spuneau lucrurile pe nume, pe față. Bă, fii atent, care e? Tu ai avut un minus, tu ai avut un plus, tu ai avut aia la altă, tu ai avut aia la altă. Așa, cum am văzut de altfel. Corect. Ok. Și a zis, mâncați, terminați. După și după aceea treceți aici în partea asta la altă și faceți reality-ul ăla. Ok. Ghiciți ce? Ana Odvoș a zis, vă rog eu, haideți acum că am terminat de mâncare, să ne mutăm dincolo. N-a auzit. Deci, te rog eu, haideți după... Hai să facem exercițiul, că tu ești cu asta. Vă rog cine eu... și eu, Ana? Că... Nu, tu ești, deci să facem un exercițiu. Vă rog eu, haideți să facem ședința în partea ala. S-a ridicat Naomi-a mea și s-a culcat. S-a dus, a venit Betty după tine? Așa a fost Naomi? Te rog. Stai puțin că avem aici o... Deci aveam mereu să striga după ea? Da, da, am strigat-o la ședință. La eram eram 8 oameni. Deci noi plecam din casă, toată lumea aștepta să plece să facem plecarea. Hai, Naomi! Stați că, să văd dacă am chef. Eram amândouă în cameră, în ziua... Aia a fost și ziua în care a țipat el. Păi, el, de obicei, dacă cineva întârzia o secundă, el țipa. Că păi, dar nu mi se pare normal țipe. Că eu timp de două luni de zile să te aștept pe tine, după tu nici n-ai chef sau am chef dar astăzi. Dar nu, nu m-ai așteptat pe mine, pentru că eu când am ajuns jos, s-a adeverit faptul că încă lipsea cineva. Nu lipsea nimeni. Ba da, lipsea. Pentru că a venit Betty și o zis, auzi tu, ești cam obraznică. Te rog frumos, pe ce ceri scuze. A venit Betty după tine? Eu zic să fii subiectiv și să nu deviezi de la subiect, pentru că era vorba de ceea ce mi-ai zis tu mie. Ne-ai creat o stare, nu numai mie, la toată echipa de acolo. De disconfort, adică eu stau și te aștept, aia Ana Odvoș își zice de lângă tine, stăm să facem ședința dincolo și ai simțit tu că nu-i bine și nu ești în confortul tău și ai plecat. Și ai zis, auzi tu, eu nu vreau să vin jos să mă certați voi pe mine. Păi ce asta pentru că aveai o problemă cu autoritatea celorlalți? Nu am făcut deloc acest lucru, eu am stat, într-adevăr am stat cu ei la masă, în care mi s-a zis și mi-am cerut scuze ulterior.
mi s-a zis că... S-a zis la masă faptul că, ok, după masă o să facem ședința unde fiecare își pune punctul de vedere. La masă, să vină 9.000 de la baie, de la duș, că ea vrea să facă duș, că ea vrea să se relaxeze. Păi noi suntem 8 oameni care așteptăm să facem... Putem purta un dialog sau ne certăm? Sau... Nu, purtăm un dialog. Ok, ți-am dat voie la replică, dăm voie și mie. Ok, hai că după aceea îți mai zic. Unde... Ok, s-a organizat, s-a vorbit de acea mini-ședință și eram atât de, nu știu, eram foarte îngândurată, eram și supărată oarecum și nu am auzit când, așa s-a zis că Ana Odvoș a zis că să ne adunăm după masă, nu am auzit acel, ceea ce a zis, să ne adunăm după masă și am urcat sus. Nici de cum nu m-am pus să dorm, am mers în duș și am zis că îmi fac un duș repede și cobor și stăm de vorbă. Nu vroiam să fug de această responsabilitate, mi-am dorit să discut cu ei și să aud fiecare punct de vedere. Și a venit Beatrice la mine, foarte revoltată, că eu de ce nu cobor jos, să stau cu ei la discuție și așa mai departe. Am zis, Betty, vin în 2 minute, scuză-mă că nu am auzit, eram foarte îngândurată și chiar nu mi-am dat seama de ceea ce a spus voi la masă. Și am stat, am coborât jos, erau bineînțeles toți revoltați. Le-am explicat faptul că am fost, nu am auzit pur și, atentă, pur și simplu. Le-am spus faptul că vreau să stau de vorbă cu ei, nu am fugit de această responsabilitate și m-au înțeles. Așa mi-au dat de înțeles că m-au înțeles și că mi-au acceptat scuzele, mi-am cerut scuze față de toți. Toți în afară de Ciprian. Ba, toată lumea, a fost acolo și ne-am cerut scuze față de toți. Chiar și Beatrice a zis, a specificat pe material, cred că și există, faptul că, ok, și eu îmi cer scuze că am venit atât de revoltată la tine și că te-am luat oarecum așa, mai dur. Am înțeles, cred că și ei m-au înțeles, deci nu... Deci asta a fost situația, dar e adevărat că le răspundeai războinicilor în momentul în care ați ajuns la vilă, un pic arogant, în primul așa? Rând, el a specificat că am fost obraznică față de el în ultimele 4-5 zile, ceea ce l-am rugat să-mi față specifice... Față de tot, nu numai de mine. Nu, păi... Știi că atunci când a zis că e obraznică, nu a zis că față de el. Așa ține. Ok, dar așa se interpretează din ceea ce a spus. Da, mă rog, a explicat. A zis din punctul lui de vedere, oarecum se înțelegea că față de el. Da, deja ați dat vreo 3 exemple care, din punctul meu de vedere, cam stau în picioare. Adică dacă oamenii sunt toți acolo și te cheamă să ai și tu, nu te duci la duș. Adică poate să mai aștepte și nu i-aș nipui pe tot să aștepte. Asta mi se pare... Dar poți să înțelegi că n-a auzit? Da, ascultă-mă. Poți să zic? Sau mai ai de zis și chiar după ce zic? Deci în ziua aia a fost o multitudine de chestii de genul ăsta. Noi venim de la Santo Domingo, cineva vorbea cu ea din autocar și a închis gura, Naomi. Auzi, tu vezi de ale tale. Ok. A fost după aceea jocul în care ne-a închis gura și nici măcar nu ne-a susținut. Băi, eu lupt pentru noi. Dar dăm exemplu față de cine, că nu mi-amintesc, nu știu. Adică la jocul ăla, în care Corina a jucat de 4 ori și tu niciodată. Eu mi-amintesc jocul, dar față de cine am răspuns. Ai fost cu echipa, ai aplaudat. Nu ne-ai susținut. Da, chiar am fost acolo și i-am susținut. Ascultă-mă, ți-a zis și Ana Odvoș. Bun, lasă-mă să termin fraza, că după aceea zice Vladimir că iarăși vorbesc mult și nu concluzionez. A fost primul autocar, numai ziua aia, primul autocar, după ce n-ai susținut echipa pe acolo, ți-a zis toată lumea, după aceea la masă, au zis toată lumea, hai acolo, venim Betty după tine, ca să fiu repede și hai, concis, simți presiunea. Nu simt nicio presiune. O venit fata, te-a luat, ai venit, m-am amintit, ți-a cerut scuze după alea 15 minute, normal că după ce vorbim și stau și mă tot înnebunesc că vine Naomi sau nu vine Naomi, că noi trebuie să facem reality-ul ăla, că și eu vreau să mă spăl. O venit Naomi și o zis, spuneți, normal că ai auzit fata mea. Știi care e fraza? Că eu nu mai prea am eu timp să stau după tine. Din pur punctul meu de vedere, ai fost obraznică și nu e respectat. Din punctul meu de vedere, faptul că tu nu vrei să intri la jocurile cu piscină și nici nu-ți dai interesul, eu te propun la eliminare. Asta e părerea mea. Și asta o zic și aici și modul în care am zis-o. Pentru că nu mai, încă o dată, 3 luni de zile, 4 luni de zile cât durează Exatlon, nu e ca într-o viață să stau 70 de ani, învăț până la 23 de ani să învăț să not. Fra, avem 2 zile. Ai învățat în 3 zile. Timp de 7 săptămâni pot să declar cu mâna pe inimă faptul că am fost alături de echipă în fiecare moment, fie la bine, fie la greu. I-am susținut pe fiecare și... Chiar Corina, când va ieși, poate să-mi confirme faptul că chiar și în acel joc de care zice el că nu am fost alături de ei, Corina a fost supusă de 4 ori pe traseu să concureze și a și plâns la un moment dat și chiar cred că a văzut și ea foarte bine faptul că am fost lângă echipa, am susținut-o, am vorbit cu ea și chiar i-am încurajat cât am putut. Având în vedere că el poate să specifice faptul că eu eram la doctor, am avut temperatură, am fost gripată. Da, și m-a chemat după ce s-a terminat jocul, m-a chemat la un reality.
aveam termosul sub, termometru sub braț și am zis, vin într-un minut. El s-a revoltat la mine și a zis că a început să vorbească mai violent, cum vorbește el da, de obicei. Da, mai violent, ca de adică altfel. Violent. Vin într-un minut, pare tot așa zice într-un mai... După cum se și vede, bine, acum nu e el foarte agitat, că de obicei când se enervează are alte atitudine. Deci când e nervos își iese din minți? Dar agresiv a fost cu tine? Când a fost agresiv? Că are o atitudine agresivă sau se dădea spre tine? Te simțeai amenințată? Este agresiv verbal. Verbal. Deci niciodată nu m-a referat fizic. N-am văzut să lovească pe cineva sau chestii de gen. Nu, de verbal. Ce să lovesc? Nu lovesc că jumătate de om, ce naiba vorbește. Ei, lăsa-și. Da, adevărul că poate să fii... Dar da, verbal ești agresiv? Deci, asta am spus-o și acum, la el fel cum a zis... El a și recunoscut, adică nu știu cum... Cum am spus-o și acolo pe canapea, că aveți imaginele. Modul în care am spus-o, mi-am adus aminte și de paracetamolul ăla, că stătea acolo și hai a zis... Hai să nu mai dăm de medicamente, da. Deci, te aduce în starea aia, adică stăteam pe canapea lângă cum stă Vladimir acum lângă mine și am zis, bă, punctul meu de vedere, ca să nu lungim și să nu mai povestim mult, ăsta este. Și să zică fiecare părerea, că era acolo ca o fel de șezătoare în care ea era judecată și fiecare, normal că nu era confortabil pentru ea, pentru că toți săreau pe ea. Într-un fel sau altul, o înțeleg, dar totuși ai, nu mă fă să stea și cameraman și toată lumea după tine. Lasă Ciprica, a stat două minute și mi-am cerut scuze, adică n-a fost cu pură intenție. 15 minute după care ceas? Ai avut o ceas? Deci ascultă-mă, la mâncare adică a venit Betty după Betty 10 minute. Betty a venit după mine și eu după un minut am coborât jos. N-ai coborât după un minut. Nu, ai... bine. No, ok, hai că okay, ne contrazicem că... cu minutele, da? Ne contrazicem. În concluzie asta, 10 sau 3 minute, 3 susțin. O chestie acolo cu 3 minute sau un minut că vrei tu, o chestie acolo, o chestie acolo, o chestie acolo, normal că pe mine mă agiți și tu nu mă respecti mai mult sau mai puțin, sau pe toată lumea aia. Adică noi stăm toți și ne supunem și facem să fie cum vrea toată lumea și tu, hai că mai vorbim, că eu mă duc să fac nu vorbi de supunere, că eu acum am nevoie de un paracetamol. Dacă ai observat, eu n-am avut treabă nici cu perfuzia și m-am dus și m-am bătut. Nu, că acum stai că fac un paracetamol, tu n-ai vrut să vii să faci un reality cu nou. Dar de unde știu eu ce a fost acolo? Eu n-am fost în dreptate, că tot paracetamolul îți dădea și ție. Paracetamolul ăla, eu n-ai vrut să vii să vorbești. Te-a rugat femeia asta să nu mai spui numele ăla și nu mai pălalți de 10 ori. Nu, scuze. Nu contează. Deci, practic, pe tine te supăra faptul că Naomi întârzia, că nu era foarte atentă și așa mai departe. Da. În ziua iar aia, pe Naomi o supăra faptul că era agresiv verbal și cojignei. Da, așa, na, și ea era așa. Aberează și eu trebuie foarte să mult, adică, ok, s-a întâmplat și am și dezvăluit acum ce a fost, de fapt, cu întârzierea mea la eliminare. Ceea ce zice el pe toată, el vorbește de toată perioada concursului. Nu ultimele trei zile, când tu ai început să fii arogantă. Dă lucruri concrete, adică îmi zici că cu tare și cu tare și cu tare. Dă-mi lucruri concrete dacă crezi că am greșit undeva. Mă, că am zis. Mai concret de atât ce vrei să-ți desenezi. A dat exemplu din autocar. A stat în autocar și a... A zis la cineva că nu vrea să vorbească. Sau ce a zis? Măi, era în autocar, nu știu ce... Din punctul meu de vedere, a dat trei exemple. Ăsta cu întârzierea la masă, la ședința respectivă, la cu autocarul, când trebuia să vorbești cu cineva și de fapt cineva voia să vorbească cu tine și tu ai zis că nu vorbești. Dar dacă și el își amintește, să-mi spună și mie la cine am vorbit. Adevărul că eu am fost acolo să contabilizez cu cine am vorbit ea toată ziua. Păi, dar nu spune, deci, dacă ți amintești un lucru, ți amintești. Deci și mai concret ce, de atât, la cine m-am referit. Diana, tu mai erai pe atunci când mai ții minte, tu mai erai. Nici nu mai ții minte. Nu era la joc. Vă să întreb dacă ai sesizat și tu același lucru. Însă mi-aduc și aminte de întârzierile ei. Și ea face referire doar că ar fi fost una, dar el își aduce aminte de mai multe. Deci erau mai multe sau se întâmpla des? Să întârzie, să aștepte ceilalți după ea? Da, se întâmpla. Asta e ideea, că de-aia spun, la un moment dat ajungi să fii deranjat de un lucru care se întâmplă de mai multe ori. Dacă ar fi fost odată, treci cu vederea. Dacă se întâmplă de mai multe ori, ajungi să fii deranjat. Se pare că se întâmpla totuși des. Pot să certific că am fost acolo și într-adevăr și la noi erau câteva persoane care tot timpul veneau ultimele. Și nu știu, acum de pe canapea asta, nu știu de ce ne enerva atât de tare, dar într-adevăr, când vezi că stau 6 oameni care au primesc aceleași ordine, ni se spune, în 3 minute ne vedem la autocar. Și toți oamenii se îmbracă repede, lasă ce au făcut și sunt acolo. Știi? Da, sunteți de acord că nu toți oamenii sunt la fel. Poate păi da, dar în același timp, o secundă, în același timp, tu care nu ești la fel ca mine, care ești obișnuită să stai mai mult la toaletă, exact. Să zicem, da. Ești într-un concurs în care trebuie să respecti niște reguli. Nu poți
odată ce știi regulile astea și ai greșit odată, te înțeleg că nu ești ca mine, ai greșit și a doua oară. Bă, da, vezi că suntem aici de, nu știu, o lună, două, trei și tu în continuare ne ții pe toți. Păi și așa e mare presiunea concursului și a jocului. Acum mai pun și presiune pe mine că păi, nu, tu pui pe mine. O secundă, nu eu pun pe tine. Tu pui pe mine, că tu mă faci pe mine să aștept. Nu pe mine, pe noi. Sunt niște reguli la care... de care toată lumea trebuie să țină cont. Înțelegi? Și într-adevăr, okay, devine frustrant a 10 oară. Deci eu nu, 20 de minute. Deci era vorba de câteva minute. Nu pot să văd că din cel mai vehementă critică a lui Ciprian ai devenit prietenul și susținătorul. Nu sunt deloc prietenul lui Ciprian, în continuare mi-e antipatic, doar că pot să fiu, așa cum este și tatăl lui Amato, pot să fiu obiectiv. Pot să îți spun din experiența mea că, într-adevăr, aveam și noi în echipă persoane care tot timpul făceau asta și devine enervant. Okay, deci am eu nu pot să neg faptul că... poate în astea 7 săptămâni s-a întâmplat o dată sau de două ori să aștepte după mine un minut sau două, dar nici de cum 15 sau 20, iar nu poate să-mi spună că de fiecare dată eu am făcut acest lucru pentru că nu s-a întâmplat. Da, s-a întâmplat o dată, asta mi-o amintesc și eu foarte bine, în care el țipa la mine, haina, mă-mi jos. Dar s-a întâmplat cumva spre sfârșit, când tu deja îți doreai să pleci acasă sau simțeai că vei fi la duel. Adică poate ai făcut-o ca și ai vrut. Și ai vrut cumva să-i sfidezi sau nu te-a mai interesat neapărat? Nu mi-am dorit, nu am vrut să fac acest lucru cu intenție, deci am fost acolo cu ei în ultima perioadă, în ultima zi să evit, de ce aș face asta? Adică, ok. Am lămurit subiectul și mă bucur că l-am lămurit pentru că am înțeles care sunt ambele variantele poveștii. Hai să trecem mai departe. Aș vrea să atingem un subiect care, într-adevăr, este delicat și cu siguranță personal pentru tine, Ciprian. Atât Naomi, cât și alte colege de ale tale, cât și alți membri din echipa faimoșilor, au vorbit despre modalitatea în care tu te-ai adresat în cadrul competiției în legătură cu soția ta. Ai auzit și tu mai devreme. Da, să acuzați, deci oricare, deci eu am fost un fel de om în competiția care făceam mult haz de necaz. Încercam să văd partea plină a paharului și să văd partea frumoasă. Iar în momentul când eu povesteam despre Diana, da, povesteam într-un anumit fel. Adică, bă, oricare este mai cocoș acasă și normal că eu sunt cocoș, normal că, du-te mă, că eu n-am treabă cu nimeni. Știi, și modul în care oricare bărbat să ține mai șmecher, adică în fața astea, dar n-am... Nu poți să deduci tu că eu nu respect soția sau că... Deci tu spui că ea a înțeles greșit că nu ți respecti soția. Da. Deci asta poate să confirme... Iar tu, sau te rog să ne spui, din ce ai înțeles greșit? Ce a spus el de înțeles tu că nu ți respect undeva? Eu am dedus prin modul lui de a vorbi, și n-am fost singura, prin modul lui de a vorbi despre soția lui, este o lipsă de respect. Ok, ce a zis? Că am înțeles că... Dar numai că acum rămâne valabil întrebarea. E posibil să fi înțeles greșit. Haideți să vedem noi dacă ai înțeles greșit sau nu. Ce a spus omul ăsta? Eu neg faptul că are o soție superbă acasă și chiar am văzut-o și eu și e o super femeie. Deci nu zic că femeia aia este o femeie rea. Eu zic modul lui de a se... De... Păi asta te întreb eu. Ce a păi zis Ciprian el? Ciprian spunea că Diana este o femeie rea? Nu spunea că este o femeie rea. Doar că... Bă, ca oricare, hai duc. Bă, eu am venit, eu te-am cunoscut și eu am zis, eu sunt Batman, hai cu mine. No, ce e rău în deci asta? Deci tu pur și simplu ai povestit lucruri personale? Nu, adică, bă, când... Cipri, dacă ți-amintești foarte bine, când stăteam la baracă, la un moment dat ai început să povestești niște chestii, cu câte fete umblai, tu ce făceai, când păi erai când și cu Diana. Dar asta că oricare, ce vezi? Când era și cu Diana. Ai zis și când era intim cu Diana. Da, nu știu despre... Și discuția asta nu s-a dat la TV și automat că eu nu am... Dacă... Deci acolo chiar era înregistrat 24 de ore. Era înregistrat, dar nu, hai să fim serioși, că nu deci se dă nu... totul la TV. Păi da, dar... Și discuția aia nu s-a dat. Înseamnă că cei care au văzut, au auzit acea discuție, li s-a părut că nu e ceea ce crezi tu. Dar nu o să dea la TV doar pentru că zic eu. Crede-mă că la TV se dă, dacă crede că e un subiect de cancan, crede-mă că se dă. Te ei văd surprinsă de discuție, Diana. Nu știu ce... Da, păi cred că Naomi a înțeles un pic greșit. Eu am avut altă tu percepție asupra... Tu poți să vorbești asupra... un pic mai tare, te rog, că da, am avut altă percepție asupra discuției referitoare la soția lui. Într-adevăr, el a povestit în momentul ăla, cum a spus ea, că a zis de alte fete. Nu, el, noi vorbeam de cumpenele în relație sau ce înseamnă gelozia, ce nu. El a relatat niște fapte care s-au întâmplat... înainte, cred că, de relație. Nu, no, nu, no, no, și că soția lui l-ar fi iertat. Sunt întâmplă diverse lucruri. Era pentru ce cuptul înainte de relație? Că de ce te iartă? Că în cazul ăsta am și eu de scuze. Ne vorbeam oricum tot
felul de nimic și râdeam și făceam tot felul. Dar, apropo de cumpene, și relația dintre voi doi a suferit sau a avut o felul de cumpene și mă refer evident la relația de colegialitate din cadrul Exatlonului. Haideți să vedem câteva imagini din conflictul Dianei Senteș cu Ciprian Silaș.